Române au acțiuni la stat fără să știe. Sunt titluri primite în urma planului de privatizare din anii 90. Chiar dacă au uitat de ele, românii își pot recupera banii sau pot decide să încaseze dividende. Unul din cinci români habar nu are că încă mai deține acțiuni la statul român, dar poate afla sunând la 021 408 5800, iar sumele pot ajunge până la câteva sute de lei. După ce ai aflat dacă mai ai acțiuni și unde, poți afla valoarea lor și ce ai de făcut mergând direct la depozitarul central din capitală. Nici nu contează dacă ați rătăcit certificatele primite acum 20 de ani. Nu ai nevoie decât de cartea de identitate. Cei care nu sunt din București și nu pot veni în persoană la depozitarul central care se află la Bursa de Valori pot trimite prin poștă o cerere și o copie după un act de identitate pentru a afla valoarea acțiunilor. Adresa este Bulevardul Carol I, numărul 3436, București. Sumele variază de la câteva zeci de lei la câteva sute de lei. Depinde de fiecare om unde are acțiunile, adică la ce emite. Poate să-și verifice prețul dacă are cum pe internet, dacă nu îl putem spune noi la telefon, și prețul mulțit cu câte acțiuni ai, rezultă valoarea acțiunilor pe care le dețin. Aceste acțiuni pot fi și moștenite. Dacă nu aveți acțiuni și vreți să faceți o astfel de investiție, mai aveți o șansă. Statul român pregătește pentru luna iulie o nouă emisiune de titluri de stat pentru populație. Nu se plătește impozit pe dobânda, pe cuponul, pe dobânda la acest tip de investiție. 100 dintre deținători vor primi un bonus peste dobânda, respectiv cuponul pe care îl vor primi pentru deținerea de titlu de stat. Vor fi scoase la vânzare 1 milion de acțiuni, fiecare la un preț de 100 de lei.